doamnelor și domnilor, pentru că fără el chiar nu se poate. Cabral! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Ce spun românii! E, o să... Poate că o să vă supărați pe mine, dar eu am folosit emisiunea pentru uzuri personale. Adică am vrut să aflu neapărat ce spun românii despre ce o face pe o femeie fericită. Că poate reuși și eu în viață, așa. Și am pus întrebarea asta și dintr-o sută de români, 78 s-au ridicat și au plecat când au văzut întrebarea. Deci am rămas tot fără răspuns. Poate reușim la un moment dat să răspundem și la întrebarea asta. Până atunci însă avem 6 întrebări într-o emisiune extrem de importantă. Importantă de ce? Pentru că avem o familie care a ajuns la cea de-a 5-a ediție. Dacă o va câștiga și pe asta... Dacă o câștigă și pe asta, câștigă un crossover urban de mare efect. Un Renault Captur, doamnelor și domnilor! Se numește familia Ungureanu. Au jucat foarte bine, au răspuns foarte bine la întrebări și iată-i acum aici. Stăm de vorbă puțin cu ei? Păi stăm de vorbă cu ei. Capitanul echipei este un specialist în jocuri de noroc. Da, am lucrat. Bine, nu, să nu vă închipuiți că nu scoți din cazino decât cu miliția. Nu, ci de doar partea cealaltă. E pe partea cealaltă, dânsul se ocupă mai ales de partea tehnică. Se da, ocupa de partea tehnică. Electronic. Suportul tehnic. Suportul electronic, da. E, și electronic. Da, tehnic. Iată, să vedem echipa ta, Bogdan. Din cine este formată? Echipa este formată din fiul meu cel mic, Florin, fiul meu cel mare, Gabriel, și prietena lui, Sandra. Nu s-a mai schimbat nimic între voi doi între timp. Sunteți la fel. Am înțeles. Eu vă urez baftă, să jucați cu atenție și cine știe, poate plecați acasă pe roți în seara asta. Doamne. V-ați gândit la Renault Captur, așa, printre altele? N-a trecut ca vântul prin care. N-aveți curaj. La sfârșit. Foarte drăguț. De cealaltă parte sunt challengerii, doamnelor și domnilor, familia Vișan! Până acum n-am avut foarte multe echipe conduse de către o femeie, dar iată că familia Vișan este condusă cu pumn de fier și ochi foarte albaștri și frumoși în același timp. Mulțumesc! Spune-mi, te rog frumos, din cine este formată echipa ta? Este formată din soțul meu, Ionuț. Salut, Ionuț, soțul! Verișorul soțului meu, Cătălin. Salut, Cătălin, verișorul soțului. Și soția verișorului soțului, Raluca. Soția verișorului, foarte drăguț, bine ai venit, Raluca. Dragii mei, eu vă doresc baftă. Mulțumim. Să fiți bine, să vă distrați și de ce nu să și câștigați. Ține de voi. Asta ne dorim. Ține de voi. Runda numărul 1, Raluca versus Bogdan. O mână la spate, vă rog. Una pe masă. Să vedem câte răspunsuri are această întrebare. 8 răspunsuri. E bine, îți convine? E minunat. Ți-ți convine? În regulă. Ceva de vis. Am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? De lup. De lup. De lup. Să vedem ce spun românii. Lup, foarte bine. Răspunsul aflat pe locul 6. Raluca? Eu zic că de lei. De lei. De bani? Poate să fie și aia, și cu aia, siguranță. Oh, foarte bine, foarte bun răspunsul, bravo! Spune-mi, jucați sau pasați? Jucăm. Mamă, toți trei. Ba, ba, bi, bam. Să jucăm. Joacă. Oh. Ionuț, am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? De câinii maidanezi. De câinii maidanezi. Da. Da. Ar putea fi. Să vedem ce spun românii. Foarte bine! Câine!
Ați luat-o de sus în jos. Până acum e spectacol. Cătălin, am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? De pisicile alea mai mari, tigri. De tigri? Cred. De tigri. Adică mie mi-ar fi frică. Și mie. Tigru! Bun! 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 Raluca! Am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? De șerpi. De șerpi. Să știi că ai dreptate. Nu? Știu. Tot timpul am dreptate eu. Tu, ca orice femeie măritată, ea tot timpul are dreptate. Nu. Păi cine are curaj să contrazică pe nevastă? Să vedem ce spun românii. Șarpe! Foarte bine! Foarte bine! Raluca, am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? Șoareci șobolani. Șoareci șobolani. Da. Mai mult scârbă, dar cred că și frică. Și frică. Și frică, nu? Fobii mari pe această temă, cu siguranță. Or fi, dar nu în cazul nostru. Ionuț, am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? Nu știu dacă intră categoria de animal, dar spune că păianjeni. E clar o fobie, larg răspândită. Și noi om, deci animal, nu? Să vedem ce spun românii. Nu la păianjen s-au gândit. Familia Ungureanu, gândiți-vă bine. Poate, cine știe, le puteți fura această întrebare și punctele. Am văzut că vă iese de multe ori asta cu furatul. Cătălin, wow, nu te grăbi. Gândește-te bine. E foarte greu să atârne pe omerii tăi cel al 3-lea X. Am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? Da, ar putea să fie un animal acvatic, cum ar fi rechinul, dar mai repede aș merge pe porcul mistreț. Hai să vedem ce spun românii. Nu, nu era asta. Merg acum între familia Ungureanu. Sandra. Crocodil. Crocodilul Gabi. Urs. Ursul. Florin. Urs. Tot, noi ne-am hotărât de mult tot la urs. De... Urs. Înainte. Urs. Da. Păi nu prea avem atât așa mai. Fioroase paci. Urs. Urs, foarte bine, și familia Ungureanu. Bună, prima rundă! Băiete, asta cu furatul a jucat foarte bine. Haideți să vedem răspunsurile care nu au fost ghicite. Răspunsul cu numărul 8. Panteră! Și răspunsul cu numărul 7. Crocodil, cine a zis crocodil? Sandra a zis crocodil, foarte bine. Asta a fost prima rundă, prima întrebare. Ionuț și Florin, haideți la cea de-a doua întrebare. Ce pregătiți sunteți amândoi, să vedem câte răspunsuri are întrebarea asta. Cinci. Răspunsuri. Am întrebat 100 de români. În compania cui v-ar fi rușine să vorbiți urât? Părinților, mamei, tati. Părinților. Părinți. Părinților. Să vedem ce spun românii. Părinți! Foarte bine! Răspuns preferat! Jucați-o, apăsați! Da. O luăm. O luați? O eu. Gabi, am întrebat 100 de români în compania cui v-ar fi rușine să vorbiți urât? Profesorilor. Profesorilor. Just. Nu la profesor s-au gândit ai noștri. Sandra, am întrebat 100 de români în compania cui v-ar fi rușine să vorbiți urât? În compania bunicilor. În compania bunicilor. Așa e. Hai să vedem ce spun românii. Oamenii în vârstă. Acolo au intrat bunicii. Foarte bine. Bogdan, am întrebat 100 de români. În compania cui v-ar fi rușine să vorbiți urât? A copiilor mici. A copiilor mici. Cât de mici? Ei,
mici. Acum sunt eu curios, nu mai e de concurs. Până în 18 ani copilul e mic. Aoleu, păi ne învață ei pe noi de asta, noi. Da. Copii! Iată! Ai luat fața lui Niznaiu. Am întrebat 100 de români, în compania cui v-ar fi rușine să vorbiți urât? În fața patronilor. Cui? Patronilor. În fața patronilor. Da. În fața patronilor. Bun. Să vedem ce spun românii. 2 de X, familia Vișan, sfătuiți-vă bine. S-ar putea să aveți șansa să le furați întrebarea. Gabi, am întrebat 100 de români. În compania cui v-ar fi rușine să vorbiți urât? În compania iubitei. În compania iubitei. Un domn. Elegant. Sandra nu te vede niciodată nervos spunând chestii. Eh, mă mai vede. Eh, ce să faci? Asta e, nimeni nu-i perfect. Cu toate că e așa avea impresia despre tine la început. Să vedem ce spun românii. Partenerul de viață, foarte bine, foarte bine. Și acum totul depinde de tine. La runda asta totul depinde de tine. Am văzut deja 2 de X. Ai văzut? Am întrebat 100 de români. În compania cui v-ar fi rușine să vorbiți urât? În compania surorilor, a fraților. În compania surorilor și a fraților. Da, mai ales dacă sunt mai mici. Și cel de-al treilea X merg acum către familia Vișan, Raluca. În fața femeilor. Cătălin. În fața femeilor, vreau să zic și eu, dar mă schimb și zic în general, în fața oamenilor pe care îi respecti. Ionuț. Zice că în fața rudelor. În fața rudelor. Nu te grăbi. Poți să spui ce au spus ei, poți să spui orice altceva. Tu ești capitanul, tu decizi, nu te grăbi. Nu, mă, știu răspunsul de mult, mă gândesc la el. Serios? Da. Mă gândesc în fața preoților. Fața preoților. Hai să vedem ce spun românii. Preot! Incredibil! Și familia Vișan fură această rundă! A jucat foarte bine! Și luăm o pauză foarte scurtă, ne întoarcem cu întrebări mai dificile! Și domnilor, alături de două familii extrem de puternice și bine balansate, familia Ungureanu și familia Vișan, suntem acum la cea de-a treia întrebare. Cătălin și Gabi, haideți în față! O mână la spate, vă rog frumos, una lângă pătrățel. Așa. Să vedem câte răspunsuri avem la această întrebare. 8 răspunsuri, aveți de unde alege. Am întrebat 100 de români. Ce fruct trebuie decojit pentru a fi mâncat? Rapid, rapid. Portocala. Portocala, să vedem ce spun românii. Portocală, foarte bine, foarte bine. Gabi? Banana. Banana. Oh! Răspunsul favorit, foarte bine jucat. Pasați sau jucați? Jucați. Jucați, joacă. Ia să vedem. Sandra, am întrebat 100 de români. Ce fruct trebuie decojit pentru a fi mâncat? Mărul. Mărul trebuie decojit pentru a fi mâncat. Florin se uită urât la tine. Asta ca să știi. Să vedem ce spun românii. Nu, numărul. Bogdan,
Am întrebat 100 de români. Ce fruct trebuie decojit pentru a fi mâncat? Mandarina. Mandarina. Mandarină, foarte bine. Florin, am întrebat 100 de români. Ce fruct trebuie decojit pentru a fi mâncat? Ananasul. Ananasul. Da. Să vedem ce spun românii. Și iată-l, cel de-al doilea X. Asta înseamnă că voi aveți dreptul să vă sfătuiți în un X și vă fură întrebarea. Gabi, am întrebat 100 de români. Ce fruct trebuie decojit pentru a fi mâncat? Grapefruitul. Grapefruitul. Nu la grapefruit s-au gândit ai noștri și merg acum către familia Vișan. Vreau să au niște răspunsuri. Raluca. Kiwi. Cătălin. Grapefruit. Ionuț. Pepene. Gândește-te bine. Pace și liniște. Concentrează-te. M-am concentrat. Deja am răspunsul final. Ce fruct trebuie decojit pentru a fi mâncat? Merg pe mâna tizei mele și mergem pe kiwi. Kiwi. Fructul ăla verde cu păr. Da. Știu, verde cu păr. Cu păr? Deci când te gândești la kiwi, te gândești că e verde și are păr. Da. Ce bine l-ai descris. Să vedem ce spun românii. Kiwi! Foarte bine! Și familia Vișan fură răspunsul acesta și punctele! Familia Vișan a trecut la conducere, dar știți foarte bine că puteți reveni oricând. Oricând se poate reveni. Perfect. Haideți să vedem ce răspunsuri nu s-au ghicit. Răspunsul cu numărul 8. Mango! Nu v-ați gândit la mango? A greșit el înainte și n-am mai apucat să zic. Aha. E vina ta, da. E vina ta, ta. Nu mai teroriza așa, lasă și pe el să respire. Că așa ne faceți toate. Răspunsul cu numărul 7. Pomelo. Asta nu m-aș fi gândit niciodată la asta. Răspunsul cu numărul 6. Pepene. E greu de mâncat fără să-l decojești. Și răspunsul cu numărul 4. Nucă. Atât de bun, atât de românesc. În runda a patra se întâlnesc, doamnelor și domnilor, Sandra și Raluca. La runda a patra, punctele se dublează. Știți deja. Haideți să vedem câte răspunsuri avem. 6 răspunsuri. Am întrebat 100 de români. Ce mijloc de transport are mai mult de 4 roți? Zi. Tramvaiul. Tramvaiul. Să vedem ce spun românii. Tramvaiul, 26 de români dintr-o sută au spus tramvaiul. Sandra, jucați sau pasați? Pasăm. Pasăm. Pasați. Pasează, vin la voi. Mersi frumos. Bun, haideți să jucăm. Am întrebat 100 de români, Raluca. Ce mijloc de transport are mai mult de 4 roți? Autobuzele. Autobuzul. Autobuz, autocar, foarte bine. Am întrebat 100 de români. Ce mijloc de transport are mai mult de 4 roți? Aș zice că avionul. Tu nu zici rău. Dar nu m-aș fi gândit. Poate au spus românii. Hai să vedem ce spun românii. Cătălin, am întrebat 100 de români. Ce mijloc de transport are mai mult de 4 roți? Și e mai mare ca tramvaiul, dar merge tot așa cu mai multe vagoane și îl cheamă tren. Tren. Hai să vedem ce spun românii. Tren, foarte bine, foarte bine. Raluca,
Am întrebat 100 de români. Ce mijloc de transport are mai mult de 4 roți? Metroul. Metroul. Metrou, foarte bine! Aveți un singur X și încă 2 răspunsuri de dat. Vă descurcați? Să sperăm că da. Raluca, am întrebat 100 de români. Ce mijloc de transport are mai mult de 4 roți? Troleibuzul. Are mai mult de 4 roți. Și îl ajută și coarnele. Păi altfel n-ar fi troleu. Corect. Să vedem ce spun românii. Nu. Nu la troleu s-au gândit românii noștri. Am întrebat 100 de români. Ce mijloc de transport are mai mult de 4 roți? Maxi taxi. Familia Ungureanu. Sandra. Tren. Gabi. Microbuzul, s-au mai zis. Florin. De transport. Tirul. Tirul. Nu te grăbi. Gândește-te bine. Gândește-te bine, ai destul timp. Am întrebat 100 de români. Ce mijloc de transport are mai mult de 4 roți? Rămânem tot cu asta, Florin, tirul. Tirul. Haide să vedem ce spun românii. Camion! Foarte bine! Foarte bine și câștigați această rundă! Excelent! Ați jucat bine, dar nu v-ați concentrat și n-ați mai avut inspirație la final. În același timp, iată că le-ați furat această întrebare. Bravo! Felicitări încă o dată, ați furat punctele, ați furat întrebarea. Haideți să vedem răspunsul pe care nu l-a ghicit nimeni până acum. Răspunsul cu numărul 6. Tabul, tancul, asta s-au gândit ai noștri, e sus pe panou. Haideți cu întrebarea numărul 5, Raluca și Bogdan. O mână pe panou, oricare. Să vedem câte răspunsuri are această întrebare. Șapte răspunsuri. Am întrebat 100 de români. De la cine nu ați dori să primiți telefon? Bogdan. De la poliție. De la poliție. Așa e, nu-i de bine. Să vedem ce spun românii. De la poliție, 25 de români. La asta s-au gândit foarte bine. Jucați sau pasați? Jucăm. Jucăm. Joacă. Să jucăm! E bine când zâmbești. Cu siguranță colegele mele zâmbesc și ele acum. Am întrebat 100 de români. De la cine nu ați dori să primiți telefon? De la profesor. Să înțeleg că ai trecut prin asta. Nu. Nu? Nu. 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 Nu de la profesor. Gabi, am întrebat 100 de români. De la cine nu ați dori să primiți telefon? De la spital. Da. Nu vrei așa ceva. Să vedem ce spun românii. Nu. Aveți șansa să vă sfătuiți? Faceți-o cu încredere. Dacă greșești acum, vă fură întrebarea. Am întrebat 100 de români. De la cine nu ați dori să primiți telefon? De la dușmani. Că n-au valoarea ta? Ce-ți veni cu dușmani? Păi nu știu altceva. Cum? Da, de la dușmani rămân. Dușmani. Da. Îți poartă și pică? Păi dacă-s dușmani, normal. Dar n-au valoarea ta. Eu știu. E clar. Să vedem ce spun românii. Dușmani. Bun. Bun. Bogdan,
Am întrebat 100 de români de la cine nu ați dori să primiți telefon. De la creditori, de la oameni care... De la creditori, așa e. Ar trebui să le dau bani. Dobre, banii nu, nu ne place. Iată, de la bancă, foarte bine, Bogdan. Foarte bine, jucat foarte bine. Florin, am întrebat 100 de români. De la cine nu ați dori să primiți telefon? De la soacră. Să vedem ce spun românii. Soacră, foarte bine, foarte bine. Gabi, am întrebat 100 de români de la cine nu ați dori să primiți telefon. De la cămătari. Legal vorbind, e banca. Banca și cămătarii n-au legătură. De multe ori știți cum e. Ce situație. Să vedem ce spun românii. Nu! Nu lasă să o gândi românii și merg acum către familia Vișan Raluca. Amantă. Hațupa, Răcătălin. De la ex. A, da, sunt așa. Ionut? De la administrator. S-a spart o țeavă, ceva. N-are, n-au cum să fie vești bune, n-are cum să fie vreo veste bună. Exact. Raluca, nu te grăbi. Sunt între două răspunsuri. Nu știu asta, nu este problema mea. Nu, eu sunt doar aici, iată-mă, doar un trup perfect cu un zâmbet incredibil. Am întrebat 100 de români. De la cine nu ați dori să primiți telefon? Merg din nou cu Raluca. De la amant slash amantă. Amantă sau amant. Haideți să vedem ce spun românii. Amantă, foarte bine! Și câștigă familia Vișan! Felicitări! Ați jucat foarte bine și voi. Chiar ați jucat foarte bine. Însă, iată că s-a furat întrebarea. S-a furat mireasa. Să vedem răspunsurile pe care nu le-ați ghicit. Răspunsul cu numărul 7. Eu nu am din aceștia. Nici noi. Eu nu am niciun prieten plictisitor. Te uiți la cineva anume? Nu, așa, mă gândesc în general. Și răspunsul cu numărul 2. De la șef, nu vrei, nu vrei, se pare. Ce bine are. Am venit de la profesor. Runda aceasta este extrem important. De important. Stresul va fi foarte mare. 224 de puncte la 227. Foarte strâns. Se poate întâmpla orice în runda asta. Vă rog frumos să vă concentrați și să jucați bine. Runda șasea se întâlnește Ionuț cu Florin. Haideți în față. Haideți să vedem câte răspunsuri avem la această întrebare. 6 răspunsuri. Eu vă zic doar atât. Renault Captur. Am întrebat 100 de români. Ce se spune că trebuie să facă orice om în viață? Bani. Bani. Trebuie să facă bani. Să vedem ce spun românii. Cred că n-are încotro. Te ascult? Să viziteze. Traveling. Traveling. Adevărul e că strămoșii noștri, cum stăteau ei așa la poalele munților Carpați, îl întreba Gheorghe pe Ion. Ma Ionie, ce trebuie mă să facă omul în viață? Și la altul răspundea, no traveling. Călătorii, foarte bine! Jucați sau pasați? O pasăm. O pasați. O pasează. Mamă, ce risc! Mamă! Gabi, am întrebat 100 de români ce se spune că trebuie să facă orice om în viață. Să muncească. Să muncească. Să muncească. Sandra are nevoie de niște pastile, că în scurt timp...
Bine că n-are vreun cuțit la îndemână. Să vedem ce spun românii. Să muncească! Foarte bine! Foarte bine! Sandra, am întrebat 100 de români ce se spune că trebuie să facă orice om în viață. Să facă un copil. Să facă un copil. Foarte bine, Sandra. Foarte bine. Bogdan, am întrebat 100 de români. Ce se spune că trebuie să facă orice om în viață? Să-și facă un drum în viață. Să-și facă un drum în viață, în viitor. Să vedem ce spun românii. Nu e bine. Primul X. Florin. Am întrebat 100 de români. Ce se spune că trebuie să facă orice om în viață? Să se distreze. Să se distreze. Că de-aia e viață. Păi? Să stai să faci mucigai la muncă. Nu? No? Ei bine, nu. Aveți o șansă, Vișan. Au șansa să vă fure întrebarea. Punctele, runda și jocul. Ne concentrăm. Vă rog frumos, ne concentrăm, da? Am eu emoții, nu știu, nu vreau să știu ce-o fi în inima voastră. Am întrebat 100 de români. Ce se spune că trebuie să facă orice om în viață? Să învețe, să fie la școală. Să vedem ce spun românii. Nu! Nu asta, nu la asta s-au gândit românii. Familia Vișan, Raluca. Să-și facă o casă. Cătălin. Eu zic că cel mai bine e. Românii cred că au zis una dintre variante să participe la ce spun românii. Pentru că noi avem deja răspunsul final și nu vreau să-l zic eu. Aha, am înțeles. Ionuț. Să bea. Un pahar de vin. Un păhărel. Mă gândesc că așa au spus Ionuț. Românii. Ionuț. Nu că aș face eu, vorbește Raluca, lume. Vorbește lume. Gândește-te bine, nu e gravă. Dar știu că e stres. Mă transpira mie painele. Și mie. Mă transpira mie painele. Dar nu e stres. Voi cum o-ți fi. Nu e stres. Miza e foarte mare. Gândește-te bine. Am întrebat 100 de români. Ce se spune că trebuie să facă orice om în viață? Să-și facă o casă. Nu mai fierbe. E la numărul 2. Tu realizezi dacă răspunsul tău nu e pe panou, familia Ungureanu pleacă acasă cu un Renault Captur. Va fi. Ne pare rău pentru ei că nu o să plece. Sincer, și dacă nu-i pe panou, mie mi-ar părea bine că măcar pleacă-i fericiți. Dar o să fie. Pare rău. Ai spus un lucru foarte frumos. Sunt un tip altruist. Pentru altcineva... Da. Nu, acum nu știu. Chiar vorbesc serios, n-am făcut nicio. E un lucru foarte frumos spus de tine. În același timp, însă, dacă răspunsul este pe panou, voi mergeți mai departe. Și ați jucat bine jocul ăsta și s-ar putea să aveți șanse să ajungeți să o câștigați și pe a cincea. Da? Dacă e pe panou. E. Și acum, doamnelor și domnilor! Pauză! Pauză! Nu, nu e nicio pauză. Calm. Haideți să aflăm ce spun românii. Este! O casă! Atât de aproape, dragilor, ați jucat foarte bine. Ați jucat foarte bine, ați fost foarte tari. Și nu pot să mă bucur pentru unii, să-mi pare rău pentru ceilalți. Mă bucur pentru toți, mă bucur foarte mult pentru jocul vostru. Ați fost la o distanță foarte mică. Dar meritați foarte multe aplauze. Foarte multe aplauze. Bogdan, mulțumesc frumos. Florin, mulțumesc frumos. Gabi, îți mulțumesc frumos. Sandra, mersi frumos. Mersi frumos pentru show, pentru zâmbetele voastre, pentru faptul că sunteți o familie foarte frumoasă. Haideți să vedem și alte răspunsuri. Răspunsul cu numărul 6. Clasic românesc, să planteze un pom. Să planteze un pom. Și răspunsul cu numărul 3. Să-și facă o familie.
Încă o dată aplauze pentru Ungureanu. Și la fel de multe aplauze și pentru Vișan. Iată, au început un drum greu, un drum anevoios, dar merg mai departe. A reușit să câștigăm contra lor, care sunt foarte buni. Sunt foarte buni. Atunci am foarte încredere. Știi că ne era teamă, cel puțin mie mi-era teamă de ei. Și mie mi-ar fi fost groază, pentru că au jucat incredibil. Au jucat foarte bine. Sunt foarte buni. Voi acum aveți șansa să câștigați și runda Fulger. Luăm acum o pauză scurtă, să vă întremați un pic, beți un pahar de apă și revenim cu runda Fulger, doamnelor și domnilor. Au ocazia să câștige și premiul ediției. Domnilor, alături de familia Vișan au fost momente tensionate, până acum vor fi și de acum încolo. Runda Fulger, 200 de puncte, doi membri, cine? Raluca și Cătălin, haideți alături de mine. Aveți de strâns 200 de puncte. Pentru a câștiga premiul ediției. Sunt 5 întrebări, trebuie să răspundeți contra cronometru. Care este primul, care este al doilea? Eu prima. Prima. Atunci al doilea, înseamnă că este al treilea. Mergi liniștit, te vor încuia undeva departe cu o muzică, încă să n-auzi ce vorbim noi aici. Mulțumesc. Ba. Să fie. Ai la dispoziție 20 de secunde. Vor fi 5 întrebări, după cum spuneam mai devreme. Dacă nu știi un răspuns, îmi spui pas, merg mai departe. Dacă mai avem timp la final, revin la întrebarea sau la întrebările la care nu mi-ai dat răspuns. Da. Cronometrul pornește în momentul în care eu termin de rostit prima întrebare. Fica ta? Am întrebat 100 de români despre ce nu vor adolescenții să discute cu părinții lor. Despre sex. Ce vă poate strica un concediu? Ploaia. Pentru ce fac oamenii credite? Pentru case. Numiți un copac des întâlnit în România. Stejar. La ce oră iau oamenii micul dejun? La ora 10. Perfect. S-a rămas și foarte mult timp? Ne mai dai 5 întrebări? Nu! Asta nu! Ești mulțumită de răspunsuri? Eu zic că da. Hai să vedem ce răspunsuri ai dat. Despre ce nu vor adolescenții să discute cu părinții lor. Tu mi-ai spus? Sex. De ce scuze? Sex. Câți ori fi spus ca tine? Să vedem. Foarte bine. Foarte, foarte bine. Ce vă poate strica un concediu? Tu ai spus? Ploaia. Ploaia. Câți ori mai fi spus ploaia? Ia. 52. Tu ar fi trebuit să faci în total, ca să faci partea ta, 100. Din două răspunsuri, deja ai ajuns la 110. Mulțumită? Foarte. Cam cum ar fi fost să zici nu. Pentru ce fac oamenii credite? Pentru case. Pentru case, ai spus. Câți ori fi spus ca tine? 50? Iată. 43. Foarte bine. Numiți un copac des întâlnit în România. Am spus stejar. Stejar. E întâlnit. Cât de des? Aflăm acum. 12 persoane. Nu e rău. La ce oră iau oamenii micul dejun? Tu ai spus? La ora 10. La ora 10. Eu știu. Tu ce zici? Să vedem. 8. Au zis ca tine. 173 de puncte. Foarte bine. Foarte bine. Merge alături de familie, sigur. Eu îl aștept aici pe Cătălin. Hai, Cătălin. Cu mult curaj. Omule, eu îți doresc baftă,
Din păcate, misiunea ta este una imposibilă. N-ai cum să faci 200 de puncte singur. Deci, bă, trebuie să fac 20. Păi, nu. Nu. Chiar nu. Păi, trebuie să faci... 11. 27. Deci, dacă nu reușești, pe cuvântul meu îmi fac tricou cu tine. Deci, păi atunci nu reușesc. Dacă nu reușești, nu o să vrei să vezi ce scrie pe tricoul deci, cu tine. A. Ai 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știi un răspuns, îmi spui pas. Eu trec mai departe. Și la sfârșit, dacă mai ai timp disponibil, eu mă întorc și spun aceeași întrebare așteptând un răspuns de la tine. Ok. Dacă îmi dai același răspuns pe care l-am primit deja, atunci se va auzi sunetul acesta. Și eu îți voi spune altceva. Îmi vedea alt răspuns. O să se audă de multe ori, cred. Nu știu, să vedem. Cronometrul pornește din momentul în care eu termin de rostit prima întrebare. Am întrebat 100 de români despre ce nu vor adolescenții să discute cu părinții lor. Despre BAC. Ce vă poate strica un concediu? Vreme. Altceva. Niște prieteni prost dispuși. Pentru ce fac oamenii credite? Pentru bani. Numiți un copac des întâlnit în România. Pas. La ce oră e oamenii micul dejun? 7. Numiți un copac des întâlnit în România. Nuc. Foarte bine, în ultima secundă, foarte bine. Bun. Să vedem. Bun. Sună logic tot ce mi-ai răspuns. Mi s-a părut amuzant primul răspuns. Hai să vedem. Despre ce nu vor adolescenții să discute cu părinții lor. Raluca mi-a zis sex. Tu mi-ai spus BAC. Și mă refeream la examenul ăla. Tu ești mai studios. Nu. Să vedem cât s-au spus ca tine. Oh, au spus ceva. Ce vă poate strica un concediu? Tu ai spus prietenii. Da. Prietenii prost dispuși, ai spus. Prost dispuși. Cât s-ar fi spus ca tine? Fix cât mai rămâne, 14. Da, 14. Crezi tu? Hai să vedem. Dacă nu mai mult. Nu cred! Niciunul. Niciunul nu s-a gândit la prieteni. Pentru ce fac oamenii credite? Ai spus? Bani. Foarte profund. Cât s-o fi spus ca tine? Hai să vedem. Nu cred. Ce vorbești? Mergi cu pasul piticului, așa mergi. Deci runda asta trebuie să fie chiar cu emoții. Dar răspunsul favorit aici a fost? Nuc. Case? Da, păi case vreau să zic și eu, da. M-am gândit că s-a zis. Ploaia mai sus și, evident, relațiile intime. Vorbesc în sus, nu merge în jos. Păi eu mă uitam la mine, nu la ce a zis la Luca. Da, numiți un copac des întâlnit în România. La Luca mi-a zis stejar. Tu mi-ai spus? Nuc. Acum ești la fel de convins? Pasul piticului până acum, ce să zic? Nu vreau să-ți faci tricou cu mine. Haide să vedem. 200 de puncte! Și familia Vișan câștigă! Runda fugeri de astăzi, haideți în pace! Foarte bine, astăzi ați câștigat tot ce se putea câștiga. Felicitări! Ați câștigat tot ce se putea câștiga. Bravo! 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 Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, invit în scenă familia Ungureanu. Haideți cu mult curaj și voi! Eram sigur că astăzi vom da un Renault Captur.
Familia Ungureanu a mers cu pași mari către ediția asta. Felicitări, domnule! Felicitări, domnișoară! Felicitări, domnule! Și felicitări, domnule! A jucat incredibil 5 ediții la rând, însă astăzi n-a fost să fie. Astăzi, familia Vicean a venit aici și a câștigat. Vedem în continuare ce se întâmplă în edițiile următoare, dacă familia Vicean merge acasă cu Renault Captur sau nu. Toate bune, seară bună, să fiți bine! Doamne ajută!